aici. Deci, gândiți-vă, deci, nu aveți de ce să vă fie teamă. Ce s-a întâmplat, spuneți-mi. Domnule, nu vă fie teamă. Deci nu are de ce să vă fie teamă. Deci dumneavoastră ne spuneți real, nu ne spuneți minciun. Ce s-a întâmplat? Ce, mă amenințat că mă dă afară, vine și mi-a cheile și dacă dau drumul... Domnul director Neșanu, da, da, știți că este o ședință de consiliu local pentru comunitate, nu este pentru... Am anunțat și dimineața la primărie, sunam pe domn primar, nu știu dacă a fost în... Am sunat secretară și a zis că nu e nicio problemă. Bun, și domnul Neșanu, când v-a amenințat că vă dă afară și că vă ia cheile? De dimineață. De dimineață, dacă deschideți, vă ia cheile. Vă este teamă pentru locul dumneavoastră de muncă? Corect că mi-e teamă de loc. Deci, da, totuși, soțul i-a luat jumătate din normă. Deci, ce să înțeleg, că domnul Nenișanu, deci, ce ne spuneți dumneavoastră, vă mărturisesc că ne-au mai spus și alții, alte două persoane, deci, personal contractual și încă un profesor de sport. Dumneavoastră, ce ne puteți spune despre situația de la școala Hulubești, unde este director domnul Robert Nenișanu? Mie aici nu mi-a făcut probleme, dar a făcut la școlile alte. Da, dar acum am înțeles că v-a amenințat. Acum a amenințat și pe mine. Că vă dă afară. Pe cine se bazează el, de, are curat să vă... Nu știu, în 6 ani n-am avut așa ceva. Deci e inacceptabil. Deci nu m-a amenințat nimeni în 6 ani, de că sunt în școală. Și acum sunteți amenințată. Vă simțiți amenințată, vă e teamă pentru locul de asta de muncă, pentru locul soțului. Am bănci, am datorii. Am înțeles. Cum vă numiți? Ghinea Maria. Cum? Ghinea Maria. Bine, mulțumim, seara.